Salut tuturor și bine am găsit la un nou vlog. Cu voi este Onon și astăzi vom face un nou vlog. Avem aici niște găini luate din Prahova de la un domn Bătiescu Ion. Am luat și eu în trecut și anul acesta. Am mai fost încă o dată în Prahova. Asta e o găină bătrână. E direct de la Bulgari. Asta de aici are 3 ani. Și pot să zic oficial de cea mai bătrână găină din crescătorie. Avem aici restul puilor, câțiva, adică ăștia trei, deci pupițele astea trei, deci astea trei de aici, sunt luate prima dată când am fost atunci la Teodor și la Sebi, dacă știți, iar restul sunt luate acum. Am și un cocoșel, mi l-a dat gratis. Aici am puicuța asta care e foarte frumoasă, luată prima dată, uitați și încălțată. Toate se încalță așa, doar că trebuie să stea pe romenguși ca să-și mărească călzătura. Acum bate cam tare vântul. Sper totuși să mă aud. A început rău de tot să bată. Avem aici cele trei picuțe mai mari. Astea mai mari la vârsta. De asta stau împreună. Astea două au deja, nu au un an, nu nici într-un caz. O să înceapă cât de curând, cred că oatul. Și aici va fi noua crescătorie, după cum bine știți. Până undeva pe la stâlpul ăsta. Primul stâlp până încolo. O să vedeți asta câtuși de curând. Acum hai să filmăm, zic. Uite de bulgăre asta de aici. Sunt bulgăre, sunt avantam pentru cine nu știe. Dar acum voi face turul păsărilor mai pe scurt. Cum știți, a plouat foarte rău, uite și s-a întâmplat cu asta, a rupt tot de tot. Iar în astea două cușe să țin eu bulgăreștele de la el. Știți că mai am și un cocoș. Doi cocoși, de fapt, care sunt într-altă parte. Avem aici un ou care e mâncat, un ou de severit. Au început astea să ouă, nu știu dacă v-am zis. Sunt de vânzare în continuare. Un cocoș de bulgărească. Așa, avem aici tot așa de vânzare. Bărboase încălțate. Am mai murdărit pe aici aleea. Eu ieri m-am întors. Am pornit... nu aseară, alaltă seară la 3:40 dimineața și m-am întors. Aici avem prepelițele, mai avem două, adică sunt trei, dar una a scăpat. Trebuie să o găsesc. Nu știu pe unde s-a dus. Acolo mai avem două ouă, va trebui să le iau. Așa, mici update-uri. Mici update-uri și chestii. Aici avem golașele. Am separat golașele pentru că erau cam înghesuite cu tocoalea, oricum sunt cam înghesuite în general găinile alea din sarc, de aia trebuie să fac cușca nouă, maternitatea, unde se simt doar bulgărești. O să vedeți, vă țin în curent oricum. Vedeți aici golașele. Așa. Iepuri, am dat pui de iepure, mai am de dat femela neagră. Femela neagră, femela albă de aici, femela gri de acolo, masculul. Îi dau la 35 de lei, îi dau destul de ieftin, că nu se prea dau. Aici am separat niște cloști. Aici avem pui... dezastru a făcut aici, tata. Dezastru a făcut aici. Avem pui din ultimele două serii, am vândut din ei. Ăștia, în mare parte, nu chiar toți, dar sunt de păstrat majoritatea. Din păcate... mi-a murit unul, un cocoș foarte frumos, ăștia de dimineață aici. Vedeți ce mizerie au făcut. Când se văd că alea asta era curată, nu a călcat absolut nimic pe aia, pentru că nu avea ce să calce. Am turnat betonul recent, dacă o observați. Acolo avem o bulgărească foarte frumoasă de la mine, scoasă din găinile mele. Așa. Avem câteva foarte frumoase scoase și de la mine, nu zic că nu. Uite, bulgăreasca asta de aici, bobată. Uitați ce moți mare are. Da. E de la Bătiescu, am câteva, uite, am bulgăreasca asta. Din păcate, de la el mi-a murit un cocoș. E bună!
sau nebunule, nu știu exact încă ce ești. Par găină, dar nu sunt convins. A, ăștia au 2 luni, deci au 2 luni. Aia cei mai mici și cei mai mari au 2 luni și vreo 2 săptămâni aproape. Trecem la matcă. Așa. Iertăm și pe ăsta. Am început năpârlirea. Am început oatul majoritatea. Nu chiar toate, uitați acolo. Călcare aproape în direct. Stau pe aici, sunt pene. Pene, pene și iar pene. Uite, avalanșă de pene. Uite cum zboară penele. Și cocoșul de ăsta de la Băcilescu a început să-i cadă coada. Îl rețin în spate, dar nu prea pot. Ăsta, porumbacul, a început să-i crească. Ia stai să... Și porumbacul. Hai porumbacul. Uite porumbacul. Uite porumbacul. Haide. Uite ăsta de la bulgar. Uite porumbacul. Uite ăsta de la bulgar. Stai sus, încă nu merge. Nu vreau să iasă nebunul. Uite. Vezi ce frumos s-a făcut. Uite la roșu de la Bătiescu, porțelanul, din care majoritatea puiilor pe care i-am cumpărat. Și acum o să vă întrebați, dar de ce mi-ai cumpărat dacă ai cocoșul și sursa puiilor? I-am cumpărat pentru că mi-au plăcut. Gândiți-vă că am fost până în Prahova personal doar strict să-i cumpăr. Pe prima dată am fost în excursie, dar a doua oară am fost strict să-i cumpăr. Să vedeți ce frumos se face asta după ce crește coada și după ce ne împărnește. M-am hotărât. Pe ăsta o să-l păstrez. Ăsta știți că e cocoșul meu vechi, ăla de anul trecut din care am vândut și ouă. O să-l păstrez și o să-l dau pe fiul lui. Uite băbatul. A început să-i crească coada. Călbușor, nu știu cum a intrat aici. Cred că prin crăpătură, că mai ies. N-am ială pe partea cealaltă și atunci automat mai ies. Uite, a ieșit puicuța aia albă. Asta e metis de padawană. O puteți observa. Ideea e că nu știu cum o prind. E mai complicat și cu prinsul. Am destul de multe de vânzare. Dacă sunteți interesați de achiziționarea lor, mă contactați. Uitați asta. Nu e bulgărească. E o padawană metis albă. Și asta cred că va fi de vânzare. Pentru prețuri vorbim în privat. Așa. Începe acum să cam bată vântul. Mă rog să vă ce fac alea de aici. Ia să le vedem. Uite-le, găuliu. Bate ușa. O să le bag în păsărar cât de curând. Pentru că eu voi pleca în casă și atunci nu le las așa nesupravegheate. Mai ales ele neștiind curtea. 3 dintre ele, să zicem că mai știu ceva, dar nu prea au fost afară. Hai, pleacă de aici. Pleacă de aici. Uite așa. Așa vă vreau. Uite ce frumoase e și aia. Sunt toate foarte frumoase. Prețurile pe care o să vi le zic. Oricum, cea bătrână a fost 200 și restul 100 și ceva. Bucata. Aici avem pe Georgiana. O cheamă pe găină. Nu i-am dat numele. Teodor l-a dat. Acest să-i crească coada. Nu mai are coadă. V-am zis. Ne opârlesc. Aici am un cocoș și pe ăsta mi l-a dat gratis. Nu are moțul super mare, dar a fost gratis până la urmă. Are barbă foarte mare în încălțătură. Jareții, uite, vedeți care jareți. Uite, foarte tare. Foarte tare vântul aici. O să le bag în păsărar. Cel mai probabil. Și o să închei aici clipul. Nu uitați de like și subscribe. Cu voi a fost Senuț. 9 minute ori. Pe curând.